ca din adică de 153. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și pune toate lucrurile. Amin. Voi vi se ocupați locul. Suntem bucuroși să fim în această seară cu dumneavoastră aici. Dorim ca Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Amin. Ne bucurăm să vedem sala aproape plină de oameni care ați venit aici să ascultați Cuvântul Sfânt, să vă închinați înaintea Domnului și doresc ca Domnul să primească închinarea noastră. Amin. S-a cântat mult în seara aceasta. Chiar cuvântul pe care l-am citit vorbește despre ceruri, vorbește despre ceea ce se va întâmpla acolo, vorbește de ceea ce ne este descoperit în Scriptură. Dorim ca Dumnezeu să ne ajute tuturor să ajungem acolo. Am un salut pentru dumneavoastră din partea Domnului și din partea Bisericii Betel din Toledo, scris în întâia epistolă scrisă Corinteniul de Apostolul Pavel, capitolul 15, versetul 58, ultimul verset. De aceea, prea iubiții mei, frați, fiți tari, neclintiți, scoriți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zădarnică. Amin. Iubiți frați și surori, n-am mai fost de mult aici la dumneavoastră, de cât va mai țin exact minte, de când acel an s-a fost. Și mă bucur ca la acest început de an să pot să fiu împreună cu Biserica Domnului de aici. Și dacă corul m-a cântat o cântare în plus, serios, să se pentru mine. Și nu numai pe aici, pe dumneavoastră, pe toți, avem nevoie să fim sprijiniți în rugăciune atunci când ne ridicăm în numele Domnului. Știm că există în văzduhul ăsta, există multă împotrivire și aceste duhuri care pot să intre chiar în adunările noastre și să ducă gândul departe. Există o luptă care se dă la nivel spiritual și Apostolul Pavel spunea, rugați-vă pentru mine, spunea unei biserici, care ori de câte ori îmi deschid gura, Dumnezeu să-mi dea cuvânt. Oricine am fi noi, avem nevoie de lucrul ăsta. Oricât de mare vorbitori am fi noi din cuvânt, avem nevoie ca frații și surorile să se roage pentru noi, și nu numai pentru cei ce predică și pentru cei ce cântă, pentru cei care recită versuri, pentru orchestră și pentru cor. Noi trebuie să ne rugăm și să stăm înaintea Domnului ca lucrarea și slujba aceasta să fie bine primită înaintea lui Dumnezeu. Lucrarea care facem noi în biserică nu este un concurs, nu este un spectacol, nu este un program, ci este o slujbă. Și vrem să facem în adunările noastre slujbe duhovnicești. Și vrem ca să fim oameni duhovnicești, ca să putem face la rândul nostru slujbe duhovnicești. Dacă sunt firesc, și dacă ești firesc, nu poți să faci slujbă duhovnicească decât una firească. Și lucrul ăsta, lucrările firești nu poți să atingă decât urechea. Dar inima nu poate să atingă decât o lucrare făcută prin Duhul Sfânt. Și doresc ca în biserica aceasta, Muntele Sionului, Dumnezeu să scoată oameni pe care să-i umple cu Duhul Sfânt. Și doresc, de ce nu, pe toți care sunteți în seara aceasta și ascultați Cuvântul Sfânt și ați venit la slujbă în seara aceasta, doresc ca Dumnezeu să ne ajute anul 2013 să putem să fim oameni mai duhovnicești ca anul trecut. Ne dorim lucrul ăsta, nu-i așa? Amin. Fiecare își doresc să fie mai bun. Unii oameni care sunt firești doresc să câștige mai mult. Doresc să-și schimbe mașina, să ia una mai bună. Doresc să schimbe locuința, chiar dacă cu chirie, să fie un confort mai bun. Dar în ceea ce privește lucrarea lui Dumnezeu, în ceea ce privește predica ta, în ceea ce privește cântarea ta, în ceea ce privește ținuta ta înaintea lui Dumnezeu, oare dorim la fel să fim mai duhovnicești, mai spirituali, mai aproape de Domnul, mai plăcuți lui Dumnezeu? Zicem, Doamne, ajută-ne! Amin. Suntem aici o mulțime de oameni care în seara aceasta a venit aici să ascultăm Cuvântul Sfânt, să vedem ce vrea Domnul să ne mai spună la acest început de an. Cu siguranță Dumnezeu are multe lucruri care să ne spună nouă, dar întrebarea este dacă noi suntem gata să ascultăm ceea ce Duhul Sfânt vrea să ne spună în seara aceasta. Nu știu exact ceea ce o să spun, dar mă rog și m-am rugat în vederea aceasta, știind de mai demult că o să vin în data aceasta la dumneavoastră, Doamne, te rog pe Tine, dă-mi Tu cuvânt de la Tine. Deci noi putem să ne facem anumite și cei ce predică cuvântul, cred că vi s-a întâmplat.
De multe ori v-ați făcut anumite schițe și notițe și în momentul când v-ați ridicat, n-ați mai văzut nimic ce ați scris pe foaie. Aș vrea ca ceea ce e scris în cer pentru dumneavoastră în seara aceasta, Duhul Sfânt să vă dea. Amin. Noi vrem să fim doar instrumentul prin care Dumnezeu să-și proslăvească numele în biserică, în poporul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. De aceea să vă spuneam, este de importanță majoră să vă rugați pentru cei ce predică cuvântul. Să spune, Doamne, dă-i har! Doamne, dă-le descoperire dumnezeiască și fă ca cuvântul pe care îl aduc în fața poporului să fie un mesaj profetic. Să vină de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este bogat, în cerul nu este criză, cămările lui Dumnezeu sunt pline cu binecuvântări pentru cei care doresc și pentru cei care așteaptă de la Dumnezeu. Nu doar binecuvântări materiale. Dorim și ca și acestea să nu lipsească din viața noastră. Dar cel mai important, pentru sfinți, pentru poporul lui Dumnezeu, sunt binecuvântările din ceruri, care se coboară peste oameni, peste poporul lui Dumnezeu. Sunt binecuvântări care nu le găsești la Mercadona, nu le găsești la magazine, la centre comerciale. Sunt binecuvântări care vin de la Dumnezeu, care nu ai nevoie de mulți bani să le iei. Și ele vin prin credință. Prin credință și prin rugăciunea ta și rugăciunea mea înaintea lui Dumnezeu. Și-aș dori ca în seara aceasta, dacă am dus o viață sărăcăcioasă din punct de vedere spiritual, aș dori ca Dumnezeu să ne îmbogățească. Amin. Pentru că zici că ești bogat, spune laodicienilor. Și nu știi că ești sărac, nu știi că ești gol, nu știi că ești nenorocit. Te sfătuiesc, spune Domnul acolo, să cumperi de la mine haine, să te îmbraci, să nu ți se vadă goliciunea. Alivie să-ți ungi ochii și să vezi. Și doctorie pentru ochi. Doamne, ai milă de biserica ta. Amin. Trăim vremuri din urmă, frații mei. Trăim vremuri grele. Nu din punct de vedere material, că văd că nu arătați și nu arătăm rău din pe afară, dar aș vrea că pe din lăuntru Dumnezeu să facă reforme, schimbări, transformări și Duhul Sfânt să modeleze sufletul tău, omul tău din interior, din lăuntru și să semănăm cu Iisus. Spunea Pavel, nu vreau să știu altceva între voi, unei biserici, decât pe Hristos și pe El răstignit. Și spune tot în cartea Coloseni, în Filipeni ne-am citit, să aveți în voi gândul care era și în Iisus Hristos. Mări să fie Domnul! Amin. Ce gând te însoțește? Ce gând te macină în fiecare zi? Care, ce gândi peste tine? Gândul care era în Iisus Hristos? Gândul acela de a face voia lui Dumnezeu? Doamne, ajută-ne! Ca gândul tău, care era în tine, Iisus, să fie și în viața noastră și în ființa noastră. Începând de la cei care încep să priceapă, de la adolescenți, la tineri și la cei mai în vârstă, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aici Cuvântul lui Dumnezeu vorbește Apostolul Vavecelor din Filip, această biserică din care se situată pe vremea aceea în Grecia, în partea de nordică a Greciei, era situată această citate Filip, era în Macedonia, în Grecia de astăzi. Deci era acolo situată această cetate care vorbește cartea Faptele Apostolilor când, în urma unei descoperiri, în vedenii, Pavel Apostolul vede acel bărbat care spune, treci în Macedonia și ajută-me. Omul lui Dumnezeu stă înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu, prin vedenie, spune lui Pavel să se ducă în Macedonia și ajunge în Filip și acolo știm întâmplarea cum ajunge pe acel râu unde credeau ei că este un loc de rugăciune și acolo ia ființă și acolo s-a format Biserica din Filip. Și aici, în Uganda, a fost un început pentru Biserica Domnului. Acum 13 ani sunt în vară, pentru că pentru prima oară am venit aici, era începerea ceva mai mică, dar atunci aici, imediat, nu cu mult timp, v-ați mutat din localul cel vechi și ați venit aici și s-a format, a fost un nucleu și s-a format Biserica lui Dumnezeu. Aș dori ca biserica aceasta a Muntele Sionului să crească nu doar numeric, ci aș dori să creștem calitativ. Amin. Astăzi se vorbește mult despre calitate, este concurență, competiție în ceea ce privește industria și produsele care apar pe piață și cei care fac lucruri mai bune și mai ieftine își vând marfa. Aș dori ca noi să fim o marfă scumpă. Aș dori ca Dumnezeu să-ți dea valoare în seara aceasta. Aș dori să cântărești greu. Și să cântărești greu. Aș dori ca Dumnezeu să fie proslăvit în viața ta și în viața mea. Biserica din Filip a luat ființa ei și știm că atunci când Imperiul celui rău a fost răscolit,
Spune că apostolii Pavel și se ajung în Temnița din Filip și acolo Dumnezeu își prozorește din nou numele. La miezul nopții când dau în picioare bătuți bine cu mâinile înainte, urând pe trupurile lor, ei cântă și doresc pe Dumnezeu. În împrejurări ca acestea ia ființă biserica din Filip. Și apoi vine după aproximativ apostol după 10 ani și din nou scrie ca prin acel Epafrodit, acel om care a fost trimis să îngrijească pe apostolul și se ducă ajutoare, vine scrisoare de mulțumire din care am citit în această seară. Am citit doar două versete pentru că nici timpul nu ne permite să vorbim prea mult. Dar aș vrea în seara aceasta să pleci acasă, nu cum ai venit. Și aș vrea să pleci cu gânduri noi. Aș vrea să pleci cu aspirații noi, care urma pe Domnul. Aș vrea să pleci acasă cu gândul în cer la Dumnezeu să fii. Cuvântul pe care l-am citit vorbește aici și din capitolul 1, pe care Pavel scrie celor din Filip, care el scrie această epistolă și spune aici Pavel și Timotei, roba lui Iisus Hristos, către toți Sfinții în Hristos Iisus, care sunt în Filip, împreună cu episcopii și diaconii. Scrisoarea lui a fost scrisă către toți Sfinții care erau în Filip, pentru diacon, pentru prezbiter, pentru cei care făceau slujbă, era pentru toți cei ce erau Sfinți, pentru toți cei care făceau parte din biserica din Filip. Și el adresează această scrisoare și vorbește ceea ce Domnul îi pusese lui să spună printre mulțumire, ducând ei ajutat, deși erau, spune macedonienii că erau sărăcie în Lucie, totuși au făcut ajutor, un împrejur mare de ajutoare, că a trimis Sfinților și Apostolul Pavel că a trimis ajutoare prin acest slujitor care i-au venit tare bine. Întrucât Pavel, în momentul când scrie această epistolă, se află la Roma, în temniță, în lanțuri. Acest bărbat, acest om al lui Dumnezeu, cum spune în altă parte, ei, ca pe evreilor spune, ei de care lumea nu era vrednică. Așa erau oameni cât lumea nu-i merita. Nu merita oameni, lumea de atunci, nu merita pe acești apostoli preiubiți, acești oameni mesageri al lui Dumnezeu. Era așa de buni, așa de sfinți înaintea lui Dumnezeu, încât lumea nu era vrednică de ei. Și totuși oamenii aceștia nu i-au apreciat. Și el spune că mereu erau și el spunea Pavel apostolul, zice, pune biserici să nu mai mă necăjiți, întrucât pot pe trupul meu, semnele Domnului Iisus. Trupul e brăzdat și plin de cicatrice. El nu a pus seamă pentru asta. A ajuns și probleme care le-a cu, probabil cu vederea, a ajuns o biserică să-i spună așa de drag, era ajuns Pavel pentru ei, încât ar fi dorit chiar și ochii să-i fi scos afară, să-i fi dat lui Pavel. Așa de drag, așa de iubit era. Viții mei, aș vrea ca și noi în vremea asta să putem să ne apropiem în așa fel de Dumnezeu și să putem, cum spunea frații la demn de la rugăciune, să putem să ne iubim unii pe ceilalți cu dragostea lui Dumnezeu. Pavel era în temniță și acolo încurajează. De acolo încurajează pe cei care erau în libertate. El era un întâlnițat cu trupul, dar la nivelul Duhului era liber. Sunt mulți oameni liberi care vin la adunat, dar sunt legați. Sunt legați de altele fără de legii. Sunt lucruri care domină, sunt lucruri care sunt în viața lor, care satana, încă mare acel pui în viața lor și în viața noastră care poate să fie. Aș dori ca în seara aceasta să fii dezlegat. Aș dori ca în seara aceasta să fim dezlegați de orice legătură a celui rău și să putem să ne bucurăm prin Duhul Sfânt în adunare. Să putem să venim cu bucurie în adunare. Spun același lucru și la noi la Aulia Tărerea Toledo. Fraților, a trebuit să ne sfâle gărcâiele atunci când știm că e adunare și când biserica se strânge împreună. Spune una din cântările care le cântam mai de mult. Nu-i rog mai sfânt decât acela unde Hristos și unde să-i sări. Acolo Duhul Sfânt cu puterea. Acolo dragostea în păpăi. Aș dori ca în strângele noastre să fie prezent Dumnezeu. Aș dori ca strângele noastre să fie prezent Duhul Sfânt. Aș dori ca Duhul Sfânt să nu fie împiedicat să lucreze printre noi. Să se audă vocea Lui. Să spună din nou Duhul Sfânt, cum i-a spus Pavel, treci în Macedonia și ajută-ne. Din nou să dea Dumnezeu vederii tinerilor, așa cum spune Pavel, Apostolul Petru, Luca, Ioan, în Fapte, capitolul 2. În vremea din pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii și fetele voastre proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Dorim să fie visuri din partea lui Dumnezeu. Dorim să fie vedenii și lucrări autentice din partea Duhului Sfânt. Domnul să primeze toți tinerii din adunare.
și să fim așa după cum vrea Dumnezeu. Pentru că spune lui Ioan capitolul 13, Domnul Iisus lui Nicodim, zice, vântul suflet control vrea. Iau zvoietul, dar nu știe de unde vine, nici încotro se duce. Tot așa este cu cei călăuziți de Duhul Sfânt. Și dorim ca Duhul Sfânt să sufle din nou peste adunările noastre. Așa cum s-a întâmplat în ziua de Rusalii, când spune că s-a auzut un vâjuit puternic, ca un vânt puternic, care a venit peste tot, au dat de sus. Și toți s-au plut de Duhul Sfânt. Nu doar unii, nu doar pentecostali, nu doar baptiștii, nu doar creștini după Evanghelie, și spune, și toți s-au plut de Duhul Sfânt. Doamne, magă vremuri de acelea! Trebuie să strigăm înaintea Domnului și Dumnezeu este Cel care este același, spune Iisus, este același ieri, astăzi și veci de veci. Slăviți să fie numele Lui! S-a schimbat Dumnezeu? Nu s-a schimbat Dumnezeu. Noi ne-am schimbat. Noi am părăsit cărările vechi. E vreme să ne întoarcem înapoi și zicem, Doamne, ajută-ne! Să ne întoarcem înapoi, să întrebăm pe cei mai în vârstă, pe cei ce au venit în România, poate te-ai convertit în Spania, poate te-ai botezat în Spania și până cu azi tineri și nu știi de cărările vechi. Întreabă pe frații mai în vârstă, întreabă pe frații cu păr căruți, care erau acele cărări vechi, care erau acele bucurii pe care frații noștri le aveau când camuflau geamurile de frica jandarmilor și a securității și se închinau înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ne dor de acele vremuri. Amin. Amin. Pavel Apostolul vorbește aici bisericii din Filip și versetul 20 pe care am citit primul vorbește aici și spune, dar cetățenia noastră este în cerul, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Aș vrea să te întreb în această seară, ai cetățenia cerească? Ai act în regulă? Am act în regulă cu cerul? Dacă vine Domnul noaptea asta, poate să mă primească la el acasă? Actele mele au viză pe ele? Acum 13 ani am venit în Spania și imediat după aceea, a trecut aproape un an și am avut acte în Spania, deci am venit legal în Spania. Am băgat cererea mea să-mi se dea acte și cu tot românica te întrebau, te întâlneai, întrebau, ai acte? Ești legal în Spania? Ești rezident? Acum mai încoace lucrurile se schimbă și unii au deja cetățenia. Au deja drepturi egale cu spanioli. Pot să meargă la vot, pot să-și cumpere proprietăți. Au drepturi care doar cei care au cetățenia spaniolă le au. Și se bucură de acelea drepturi care le au ca și spaniolii. Viții mei, frați și surori. Păi dar ca în seara aceasta să te frământ de această întrebare, dacă ai cetățenie cerească. Spune Pavel, vorbește acolo, dar cetățenia noastră este în ceruri. Orice cetățenie pe pământul ăsta, în momentul când mor, când treci din viața asta, nu mai te poți bucura de dreptul care l-ai avut între ea. Dar cetățenia asta o dobândești abia după ce treci din viața asta. Și te rog, gândește-te timp la aceasta. Dacă mâna cum te-ai jucat cu actele, dacă nici nu știi pe unde sunt actele, ceea ce vește cerul, poate ai făcut petiții ca să primești aprobări. Dar vreau în seara aceasta să aduci aminte pe unde ai lăsat actele, din ce serife și sertar le-ai pus, să spui întrebarea aceasta, dacă Domnul vine noaptea asta, nu mâine, dacă vine Domnul noaptea asta, dacă acolo la porți, să se va da dreptul și va spune pașaportul tău, îi la zi, nu e caducat. Dacă pașaportul tău are ștampila pe el și dacă tu ai drept, ai țăit, ești cetățean a cerului. Spune că Filip, acest oraș al Macedoniei, spune aici în 16, când am citit din fapte, era o colonie romană. Oamenii de acolo și creștini de acolo se bucurau de acest drept a cetățeniei romane. Erau cetățeni romani și a fi cetățean roman aveai multe drepturi în vremea aceea. Pentru că era Imperiul Roman, era forța internațională, mondială, dacă vreți, era aceea a Imperiului Roman și perioada cât el a dominat lumea. Deci tot cei care primeau cetățenie romană se bucurau de multe drepturi care ceilalți nu le aveau. Și spune tot Apostolul Pavel, când este odată bătut, spune capitanului că el este roman. Și atunci imediat se sperie. Comandantul, capitanul se sperie și spune, ești tu cetățean roman? Și spune, da, sunt. Chiar născut roman.
Și spune el, eu cu o mare sumă de bani am dobândit această cetățenie. Și spune el, și eu sunt roman, chiar născut roman. Și majoritatea dintre filipeni aveau prin conjunctură, aveau cetățenie romană, erau colonii, erau colonizați de romani. Și ei se bucură de aceste drepturi pe care aveau. Și vine apostolul și spune, dar cetățenia noastră nu este aici, este în cer. Slăvit să fie Domnul. De unde și-l așteptăm pe Domnul ca să vină? Așa spune cuvântul, așa am citit versetul 20. De unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Iubiți frați și surori, aș dori ca Dumnezeu să pună în mintea noastră acest gând, ca să vedem, să ne autoverificăm pe noi și mereu suntem tentați să uităm la ceilalți. Să vedem dacă au alte sau nu au alte. Aș dori ca în ziua aceasta Duhul Sfânt să ne dea înțelepciunea necesară să putem să ne uităm dreptul nostru. Să vedem cu adevărat ceea ce noi suntem de fapt și ceea ce trebuie să fim. Să vedem că mai avem ca Sfintă Cerul. Mă duc aminte, a locuit pentru 2 ani în Germania. A fost doar, am avut dreptul de ședere acolo. Știam că nu am nicio șansă să rămân acolo. Și atunci toate gândurile mele erau în România. Perioada aceea am reușit să ne luăm un apartament în țară. Perioada aceea am reușit să-mi iau prima mașină pe care am condus-o. Și toate gândurile mele erau în țară. Nu mă gândeam la Germania nici un pic. Pentru că știam că sunt acolo pentru rând. Iubiți frați și surori și prieteni dragi, cei care au hotărât pentru Domnul să-L urmați, vă spun aceste lucruri, așa să fim și noi și pe pământ. Poate am ajuns să ne legăm prea tare de pământ. Și parcă cerul nu mai simțim. Cerul să așa de departe. Aș dori ca în seara aceasta pământul să se depărteze și cerul să se apropie. Ar vrea să te gândești ce ai acolo sus. Ce ai trimis anul trecut acolo sus și ce am trimis anul trecut acolo sus. Vă rugăm și la colectă. Ce am investit acolo. Știu că Domnul Iisus spune clar în Ioan capitolul 14, mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc, că aș vrea ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Aceasta a fost dorința și este dorința Mântuitorului, spusă ucenicilor, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Spune, în casa Tatălui meu sunt multe locuințe, multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Mă duc acolo și după ce mă duc, mă voi întoarce și mă voi lua la mine. Să fiți acolo cu mine în slavă. Te mai mângâi pe mine cuvintele astea. Mai mângâi pe mine cuvintele acestea. Să mai sunt cuvinte profetice dispuse de Mântuitor acum 2000 de ani, valabile pentru noi în secolul 21. Doamne, dă-ne urechi de auzit. Să auzim ce spune vremea aceasta Duhul Sfânt. Aș vrea, dacă nu mai ești îndrăgostit de cer, aș vrea în seara aceasta să te îndrăgostești de Domnul Iisus. Spunea fratele Trifan aici, și vrea din Psalmul 45, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Cine este cineva mai frumos în viața ta decât Domnul Iisus? Iubești pe cineva mai mult decât pe El? Acorzi cuva mai multă importanță decât Lui? Și dacă în seara aceasta te gândești la modul cel mai serios și mă gândesc la modul cel mai serios. Am cetățenie acolo? Mă așteaptă Iisus acolo? Pregătește și mie loc acolo? Doamne, ajută-ne! Acolo sunt locuințe, acolo nu au scăzut prețurile. Nimeni nu poate să-și cumpere bani, așa de mulți bani, să-și poate cumpăra locuința acolo. Deci oamenii, lumea contemporană nouă, bogătanii lumii, să gândesc să-și facă și pe unde casă în cosmos. Căzând că acolo nu-i va ajunge urgia Dumnezeu, dar și de acolo Dumnezeu va coborâ. Nu poți să te ascunzi și nimeni nu poate să se ascundă de fața lui Dumnezeu și de ochiul lui Dumnezeu. Și în seara aceasta suntem aici și Duhul Sfânt ne întreabă dacă avem cetățenie în cer la Dumnezeu sau nu. Sau rămâi tu cu pământul, tu cu gunoaiele lumii, tu răscolim printre ele. Poporul evreu a fost rob 430 de ani în Egipt. Și de acolo Dumnezeu scoate afară. Dumnezeu le promite un Canaan pământesc. Părinți răbunilor lor, lui Avram, Dumnezeu îi promite o țară unde curge lapte și mere. Un Canaan pământesc. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că 600 de mii de oameni, spune cartea Exodului, au ieșit din Egipt, afară de copii, nu știu dacă femeile erau luate în calcul, și au ieșit și au mers și au s-au dus prin pustie la porunca lui Dumnezeu dată lui Moise. Dar din cei ce au ieșit, spune cuvântul lui Dumnezeu că au intrat doar doi.
Din cei ce intră în apa botezului, din cei ce se botează și trec prin nori, botezați ca și ei pentru Moise, au intrat doar doi. Ar vrea în seara aceasta Duhul Sfânt să te răscolească. Ești, faci parte și fac parte din ea doi, din ea puțin. Spune-le din cântările care cânta mai de mult. Când Domnul va veni, ca la potop va fi, partea mare va rămâne jos. Unde vei fi atunci? Ai cetățenie? Ai cetățenie? Am cetățenie? Doamne, evreii au intrat în Canaan pământesc, într-o țară binecuvântată, în case care nu le-au construit ei, în livezi care nu le-au sădit ei și în vii, care nu le-au plantat ei, ci s-au bucurat o țară care nu era lor, dar Dumnezeu le-a dat-o. Chiar dacă părinții lor au locuit cândva acolo, câteva străgole înainte, s-au ajuns să fie locuite de alte popoare. Și au intrat în binecuvântarea lui, dar spune cuvântul. Și Dumnezeu, din pricina păcatului, din pricina cârtirii, din pricina poftirii, oamenii ăștia au ajuns să piară în pustie. Și în pustie a fost cimitirul lor. Pentru că s-a împotrivit lui Dumnezeu și Moise. Și nu au crezut făgădințele Dumnezeu. De când Iosua și Caleb a spus, îi vom mânca. Și Dumnezeu ne va da țara în stăpânire. Căci prin credință au primit. Mai credem noi că cerul e al nostru? Mai credem noi că împărăția Dumnezeu, care este gata să vină, e dreptul nostru? Doamne, întărește-ne și mărește-ne credința. De multe ori, satana vine să ne întunece mintea cu tot felul de lucruri de pe pământ. Și ochii noștri nu mai văd clar slava lui Dumnezeu. Ca și slujitorul Elisei de odinioară, când Dumnezeu El îi spune, Doamne, deschide ochii! Doamne, deschide-ne ochii să vedem lucrările tale! Doamne, deschide-ne mintea să înțelegem Scripturile! Doamne, ochii profetii să vadă vremea care trăim! Și Dumnezeu să se îndure de noi, slăvit să fie numele Lui! Nu știu când mai pot să mai trec, văd că ceasul este... Nu știu cum obișnuit dumneavoastră, frate îmi spunea că sunt situații când se depășește ora 8. Doresc să nu continui prea mult, doar vreau să trec la partea a doua a versetului care am citit. Ce spune cuvântul că El va schimba trupul stărilor noastre zgârite și va face asemenea trupului slavei sale prin lucrare puterii pe care o are de a-și pune toate lucrurile. Slăviți să fie numele Lui. El, Hristosul, va schimba trupul stării noastre zmerite. Să regăsească zmeriți când vine El. Nu mândri, nu în față, nu privind de sus, ci să vedem că frații noștri mai crescut decât pe noi. Când ai stat și te uiți de jos în sus, de multe ori banii, de multe ori situația socială, economică a cuiva, te face ca să te încrezi în ceea ce tu ai. Vreau în seara aceasta să vezi ceea ce ai din lucrurile cerești. Dacă suntem bogați în lucrurile de sus, dacă avem bogăția de la Dumnezeu și avem valorile lui Dumnezeu în viața noastră. Și dacă nu se spunem în seara aceasta, Doamne, suntem sărași în drețe, rugăm îmbogățește-ne Tu. Amin. El va schimba trupul stării noastre zmerite și va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care are de spune toate lucrurile. Vii, frași și surori, ca să poți să beneficiezi de toate lucrurile acestea, trebuie să te naști pentru Împărăția lui Dumnezeu în această cetățenie. Sunt oameni care s-au născut în Spania sau România și prin naștere devenind cetățeni în țările respective. Aveți copii care s-au născut aici și am avut în Toledo o familie care s-a născut cu una din fetele lor și ea a primit cetățenie spaniolă. Numai s-au dus în Germania. Probabil vor avea o altă cetățenie acolo. Dar prin naștere noi putem să dobândim această cetățenie. Prin naștere din nou să intră în familia lui Dumnezeu. Prin naștere din nou din poporul lui Dumnezeu. Amin. Prin rămânerea în Hristos, rămânerea în Dumnezeu și creșterea și dezvoltarea ta în Hristos, tu poți să devii și lucrurile astea certifică că tu într-o zi vei fi acolo. Și chiar dacă vei fi în țărână, spun și îmi place expresia asta, va veni Duhul Sfânt la mormântul tău. Și te va învia. Dacă vei fi în viață, Dumnezeu te va schimba. Și te va transforma. Și trupul tău, stării tale smerite și a mele smerite, Domnul Iisus îl va face de asemenea trupului slavei sale. Prin puterea pe care o are. Mai crezi asta? Amin. Mai crezi? Mai crezi că Dumnezeu, că mai dă astăzi acte să intri în rai? Dacă n-ai, spune-mi de rugăciune.
Dacă ți-ai pierdut acte, îmi spune, Doamne, mi-ai pierdut identitatea. Te rântăm înapoi. M-a spus acela, nimeni se vrei să mă chem fiul tău. Primește vreunul în argații tăi. Și a spus, nu! Dă-ți haide! Că îi zdrepte! Puneți încălțăminte de picioare și din el, în dege, și să ne bucurăm și să ne veselim. Gândurile pe care are Domnul la tine în seara aceasta sunt gânduri de pace ca să-ți dea un viitor și nădejde în tine lui Dumnezeu. Și doresc ca Domnul să vă binecuvinteze pe toți și să putem să avem actele în regulă împreună cu mine și dacă Domnul vine noaptea asta și nu ajungem acasă, să ne întâlnim acolo sus. Amin. Această nădejde vie vreau să fie și Domnul dorește să fie mie în viața noastră. Pavel spune celor din Corint, în a doua epistolă, capitolul 11, sunt gelos pentru voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. Deci vreau, spunea Pavel, să împozișez această biserică înaintea lui Dumnezeu, fără pată, fără zbâncitură sau altceva de felul acesta. Așa va arăta într-o zi Biserica lui Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite, trupurile îmbătrânite, cu riduri, cu cicatrici, mădulare amputate. Știu eu cum ajunge trupul ăsta așa de degradat, încât în final nu mai găsești nicio plăcere, cum spune Eclesiastul, cât te mai poți bucura toate de dor și ajungi în baston și ajungi bătrân și neputincios din pricina păcatului. Dar speranța noastră este că într-o zi, El, Hristosul, va schimba trupul stării noastre smerite și va face asemenea trupului slavei sale prin lucrare puterică care are de a supune toate lucrurile. Mări să fie Domnul! Amin! Aleluia! Acum vedem, ca într-o oglindă, spune Pavel, un chip întunecos. Dar atunci când va veni El, va vedea față în față și vă spun, da, acesta e Domnul. Acesta e Domnul care ne-a mântuit. Acesta e Domnul pe care l-a iubit, spune Petru, fără să-L fi văzut. Ne-am bucurat cu bucurie negrăită în El, prin Duhul Sfânt. Chiar dacă nu l-am văzut, prin credință îl vedem și simțim în lăuntru nostru. Și El, aș dori ca să aprindă inima ta și în viața ta, nădejdea, întâlnire cu Hristos. Adică să plece aici cu gânduri noi, să spui, eu sunt cetățean al cerului. Chiar dacă spanem unde mai de lucru și merim în România sau unde merge, noi suntem cetățenii Lui, în cerului. Spune, așa spune Pavel celor din Filip, cetățenia noastră este în ceruri, a noastră este în ceruri. Indiferent unde a fi lumea asta, aș vrea să nu ne pierdem dreptul și actele și să fie în regulă, să fie la zi, să fie ștampilate la zi. Nu te gândi că ai primit cândva Duhul Sfânt. Fă să fie proaspăt în tine Duhul Sfânt, unde lemnul să fie proaspăt în candela ta. Și Dumnezeu să devine cuvinteze și să putem să ne întâlnim odată în slava Lui glorioasă. Doresc să rămân aceste cuvinte. Și ceea ce n-am putut să spunem puține cuvinte și în sărace cuvinte, mă rog ca să spună Duhul Sfânt de continuare. Să mergi acasă, să te evidea, să citești, să te pui pe genunchi, să te rogi, să mă rog. Păi, Doamne, vreau apte. Ai lucrat la fermă, la fiindă de porci. Te-ai lucrat oriunde mă să ai nevoie de apte. Păi tu ce? Ce faci? Ce sacrificii? Nu suntem în stare nici măcar să vin la adunare, dar fiecare serviciu din mine. Nu este rușine de multe ori, dar este așa. De ce serile de rugăciune sunt așa desconsiderate? Oare nu-i Domnul prezent aici? De ce suntem nepocăiți așa de nepocăiți? De ce spun că sunt la Toledo? Că este o mare realitate. De ce vin puțin? De ce? Nu vrem cerul, vrem pământul, vrem Spania, vrem lucrurile materiale, ce vă reține? Doamne, dă-ne în vremea aceasta înțelepciune. A trebuit ca serile de rugăciune să fie mai populate ca seara asta. Trebuie să ne facem timp pentru că să stăm înainte Domnului, Doamne, vrem ca Tu să schimbi situația în Spania, vrem să schimbi situația bisericii, vrem să dai prosperitate lucrării tale. Și Dumnezeu va face când noi luăm lucrurile serios. Avea acte înseamnă să fii și la adunare. Avea acte în regulă să fii mat la rugăciune. Avea acte în regulă înseamnă să fii sâmbătă la săruiță. Sau și când se face rugăciune. Să fii tot în prezent, să fii la bolnav la spital, să fii la frați necăjiți, să timpi mâna spre cei care au mai puțin ca tine. Aceasta înseamnă să arde din cer, să investești acolo și să investești acolo. Doamne, ajută-ne! Satana vrea să nu dai! Spune nu, dacă nu mai ai tu, nu Dumnezeu îți dă! Și înainte ca tu să ai El, ți-a dat El și ai primit de la El, măriți să fie Domnul! Fie dar să dovedim că noi suntem cetățenii cetățenii cerului și că moștenirea noastră e acolo sus. Domnul să vă binecuvinteze! Vă doresc binecuvântările Domnului și îi pașe tău și la Toledo. Și Domnul să vă binecuvânteze pe Domnul, pe dumneavoastră și familie dumneavoastră. Amin.